Hei salutare, prietenii, sunt Xbreaker, bine v-am regăsit la un nou episod de FIFA 20 Food Draft. Cumpărăm intrarea cu coinsuri pentru că nu avem FIFA points, poate să mai avem, cine știe. Și vom merge să vedem ce vom face. 3-4-3, 4-3-3 atac, 4-4-2, 4-3-3 holding și 5-2-2-1. Deci merg pe 4-3-3 atac. Dacă vă duceți să nu uitați să apăsați pe un like și să lăsați un comentariu Cristiano Ronaldo sau Ococea. Mergem clar cu Cristiano Ronaldo. Acolo, sincer, sper să iasă bine draftul ăsta, dar să vedem, nu prindem mai nimic pe aici. Îl iau pe Metriță doar așa, pentru că e băiatul nostru. Ia să vedem dacă avem noroc mai departe, sincer, nu vrea. Nu vrea să ne ajute absolut deloc. Pentru că el are viteză mai bună. Poate facem un hibrid cu Italia și Anglia, dar din ce văd eu momentan... E foarte greu. Juan Mata are 62 pace ca mic pace-ul, ce-i drept, dar nici cu sigur să nu mi-e frică, așa că merg cu Juan Mata, din păcate. Nu vrea să le... Am început bine, dar după, iată, ne rupe în două aici, Savic, Iniesta, De Jong. Să încerc, Doamne Dumnezeule, Doamne Dumnezeu meu. Nu știu, sincer, credeți-mă, De Jong îmi place mult, rău de tot. Cu Thiago n-am jucat până acum, dar De Jong e forță, nu știu cum voi face. La ce mi-a dat aici, chiar nu știu ce voi face. Verratti, Iniesta, Wijnaldum, Alan Parejo. Pot să merg cu... Merg cu Wijnaldum, momentan schimb așa, pentru că n-am altă variantă și așa ar veni. În cel mai rău caz, da. Hai să vedem, totuși vreau să văd ce portar îmi dă, asta e clar. De Gea, Ter Stegen, Burki, De Gea sau Ter Stegen, să mergem pe Spania sau pe Anglia. Am deja un englez acolo și un spaniol. Aș putea să prind un Dembele în partea aia și e destul de bun. Sincer, cu Ter Stegen n-am încercat nici cu De Gea. Langlet, Varane, hai mă că merge, încerc cu spaniolii. Sper să nu fi făcut o eroare, un Titi Varane, bun. Pumuls, Jimenez, dar mergem cu Rafa Varane și aici în celălalt fundaș central, ia să vedem, Alderweireld, Vertonghen, Jimenez, Hummels și Marquinhos. Jimenez, n-am altă variantă, momentan. Ia să vedem, Doherty, Ori, Trippier, Orier. Dacă ia pe Orier, n-am cum să-l iau pe Trippier. Englezul ăsta, poate acolo prind ceva, mamă, m-am încurcat rău de tot, m-am încurcat foarte rău, asta este, dar sincer, așa, mai bine iau așa că văd eu ce mai schimb până la urmă, poate am noroc de ceva, Marcelo, Giorgio, Robertson, Zanetti, bun, măcar cu Zanetti, asta e bine, 87 Zanetti, iată-l prindem un icon, dar degeaba momentan, hai să mergem așa, din nou portari, De Gea, bun, Curta, Burki, luăm pe De Gea, în cazul în care nu prinde ceva bun, mai schimbăm acolo și e la fix, Roberto, Sergi, Jordi Alba, nu, Alexandro, ar fi bine să mut pe Ronaldo acolo, momentan îl iau pe Roberto de asigurare, să spun așa, ia să vedem, mai departe ne-a rupt în două. Ne-a rupt în două, pur și simplu, mergem și mai departe, Celso, Rabiot, Fraser, Giuliano. Îl iau pe Celso. Cuadrado, Nolito, Kostic, ai, Dumnezeule mare, dar nu cred așa ceva. Nu cred, deci nu cred că îmi dă așa ceva. Asensio, Sterling, Bernardo Silva, Sanchez, o să merge, cred că merge totuși mai bine portughezul Bernardo Silva sau Sterling, le cu cineva, nu, Bernardo Silva iarăși, n-am. Asensio ar fi winger bun. Aș avea nevoie de el, dar parcă și cu Bernardo Silva ar merge mai bine acolo, nici nu știu. Îl iau totuși pe Asensio că nu mă risc. Nu mă risc, pentru că trebuie să stai aici în locul lui... Doamne, ce țeapă mi-a luat, pentru că mă gândeam că Ronaldo e la Real Madrid. Unde-mi stă capul? Unde-mi stă capul? Nu-i nimic. Din nou Sterling, în Didi, Doherty. Mergem clar cu Sterling. Nu știu dacă crește, nu crește nimic, dar e mai bun Sterling, asta e clar. Ia să vedem aici ultimii jucători. Ăștia pot face diferența. Koke, Karim, Benzema, bun. Dalglish, ăsta a jucat cineva cu el și era genial. Hazard, Benzema. Ca să fac chemistry mi-ar trebui icon ăsta, îl pun acolo în locul lui Cristiano Ronaldo, pe Ronaldo în stânga.
Deși totuși e Hazard care e mult mai bun belgian, n-am cu cine să-l leg, dar nici nu știu exact. Karim Benzema, francezul, sper să nu greșesc. Sper să nu fac o greșeală mare. Sau dacă e ceva, va pe Ronaldo în a doua repriză, asta e clar. Bun. Mergem și mai departe, haide să vedem, haide să curgă Aică, Neymar, Marcelo Gomez, Ibrahimovic, Messi și Giggs, oh, Doamne, dar e Leo Messi iarăși, care-i de luat, argentinianul Messi, l-aș prinde cu Lo Celso, dacă e ca să fac un mic chemăstri și Celso face și cu ăla, n-ai cum să nu-l iei pe Messi, sincer, Giggs, să-l pună în locul lui Asensio era bun, dar îl iau pe Messi, asta e, mă risc, fiți atenți cum mă gândeam eu, mă gândeam așa. Bun, și rămânem acolo, tot acolo. Mergem mai departe. Monreal, Sandin Cazor, Ladinie, Gerard Moreno. Și nu prea am ce să iau de aici. Iau pe Gerard Moreno. Încă doi jucători. Hai de capul meu. David Neres, Stambulin Martinez, Mario Gaspar. Și Cesc Fabregas. Mario Gaspar, iar ultimul jucător... Rafael Nelson Semedo o să mă salveze cât de cât. Nelson Semedo. Nelson Semedo, 98. Dacă mut aici așa, să fie cei trei de la Barça. Pe Mata, ar trebui să-l schimb pe Mata. Uite, îl pun pe Wijnaldum și avem 100% în aceste momente. Iar în poartă rămâne clar Ter Stegen. Ia să vedem ce am mai putea face noi pe aici. Nu e un rău, 86 cu 100%. Nu e rău ce-i drept. Chiar nu e rău deloc. Cine nu stă în 10? Stă cineva? E, stă în 7 Celso. Asensio. Nu știu că... Eu o să trească să pun pe Ronaldo, asta e clar, în locul lui Asensio, dar îl bag în repriza secundă. Acest 93 Cristiano Ronaldo. Avem 87 în aceste momente... Nu e rău, nici extraordinar, însă sperăm că vom face ceva, Mitriță, parcă l-aș pune aici, parcă l-aș pune în locul lui Juan Mata, cam asta e ce avem noi momentan, din păcate se putea și mai bine, însă eu cred că avem o echipă decentă cu care putem câștiga pentru că Ronaldo intră în prima repriză, avem și Sterlingul care poate să joace și el la fel de bine, deși e Messi acolo și nu știu dacă va intra. Sper să nu fi făcut greșeala acolo. Acolo sper să nu fi greșit. Ia să vedem ce prindem noi aici. Nache face doar pe Mitriță. Ăsta cu portughezul ar fi mai bine. Olandezii ăștia 2, 87, 100%. Deși, uite, îmi dă pe Diego Martinez. Clar, îl ia pe Martinez. Asta e clar. Ia să vedem. 186. Parcă făcusem 87, dacă nu mă înșel. În fine. 186... Nu e rău, dar de ce n-am 187? Ah, așa am 187. Și așa am 186. Aia, nu mai contează. Cam ăștia-s băieții și hai să vedem ce facem. Iată, adversarul nostru are 88% Neymar, Pele, Messi, De Jong, Vidal, Handanovic în partea cu Koulibaly, Zanetti, Langlet, Sergio Roberto. E o echipă bună și a lui, mai ales atacul ăla e genial. Avem șanse, o primă fază pentru adversarul nostru și a deschis scorul. Ce ușor se duce pe acolo, Dumnezeule. Wijnaldum. Ia să vedem iconul nostru. Wijnaldum. Trebuia să intre, trebuia să intre pentru că am ratat destul de mult. Bine, băi băiatule, bine, băi flăcăul meu. Așa da, pasa e bună, șutul e imparabil. Cristiano Ronaldo urmărit de Saul. Ronaldo avasează. Ronaldo avasează în fața golului Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo la colțul scurt. Da, iată, el este, el este Ronaldo. Bine, bă, băiatule. Nu iertăm la colțul scurt, șut în forță, prinde picioarele adversarului Handanovic, nu se poate opune. Vedem ce vom face aici, Wijnaldum trece, e fault acolo, Wijnaldum 3-1, 3-1 Wijnaldum, pac, 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 bine bă băiatule, cum trece de Van Dijk și șutează imparabil pentru Handanovic, bară gol, doamne, doamne, îți mulțumesc, dau și o bară, se duce în poartă, nu se mai duce în afara terenului. Messi, Wijnaldum, e 4-1, excepțional, iconul de asta s-a demarcat foarte bine, tur 43, a fost conduși 1-0, dar revenim frumos, ajunge aici la minge, șutează, imparabil pentru Handanovic în plasa laterală,
Dalglish, nou Lycan introdus în FIFA, iată că... Gol și pasă de gol, e decent. Bun. Excepțional. Celso. Superb, Celso. Superb, 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 superb. Și cred că va ieși. Arec Pompa va ieși aici la golul lui Giovanni Lo Celso, care trece senzațional și punctează. Fenta bună, bun fake shot-ul ăla. Am intrat și am punctat 5 la 1 după ce adversarul a avut 1 la 0 și iese, da, cum spuneam, iese, noi vom merge mai departe și vom vedea ce vom face. Prima victorie, bun, primul meci, victorie bună, am avut acolo o mică scăpare, a fost început de meci, nu-i nimic, vom rezolva și situația asta. Mitriță poate va juca și el dacă vom avea un meci de genul, ia să vedem. Ce adversar vom prinde acum, însă asta e destul de important, să vedem ce echipă are, să vină iconurile, Hagi, Icon, Okocha, Cavani și un Silver acolo, cu siguranță o să mai schimbe, dar cu siguranță nu o să joace. No, nu-și va da, s-a blocat foarte tare, părea că se duce spre autogol, nu, și-a dat, nu-i nimic, mergem mai departe în draftul nostru să jucăm și să sperăm că nu vom mai da de astfel de jucători care ies. E bine că... nu ni s-a blocat la cum mergea, m-am speriat pur și simplu că se blochează și va fi nevoit să ies din joc, ceea ce nu s-a întâmplat. Viitorul, iată, dăm de un român, face Viitorul, echipă bună, de aia se încarcă destul de greu, nu înțeleg de ce, David Luiz, Socratis, Zanetti, Pirlo, Hagi, Aubameyang, mama, la Aubameyang la o să-mi fie greu, dar sper să fac față, jucăm împotriva unui român. Bine aici, bună pasa, De Jong, da, da! Bine, băi, De Jong, bine, băi, De Jongule, așa, da, 1 la 0, minutul 14, ce șut bun al lui De Jong, vine șutul ăsta, perfect, perfect, ce să mai facă portarul? No, 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 ce apărare, ce apărare, ați văzut cum se mișcau jucătorii, fine, bun, Hagi punctează, long goal de la Hagi, nu mai contează, Hagi a dat-o bine pe asta. Ce frumos m-a făcut aici, bravo! Vin la De Jong cu pasa. Messi! Messi! Avem șansă din nou aici. De Jong, e fault. Nu s-a dat nimic, apără De Gea din nou. Da, bă, băiatule! Da, bă, și te-ai salvat! Iconule, te-ai salvat! Bun, bun șutul ăsta. Kenny Dalglish, bun șutul, cu dreptul, ce să mai facă De Gea? Ajute. Oh, am zis că am luat gol la faza asta. Uite, uite, uite cum mă face jocul ăsta. Bine, băi, Ter Stegen, da. Din nou șansa mea aici, De Jong, aștept pentru Ronaldo. Ronaldo! Ronaldo! Până la urmă intră șutul lui Cristi, da? Calm! Intră șutul lui Cristi, iată Messi, ia brață pe Ronaldo! Of, Doamne, of, Doamne! Să vedem cum ne apărăm acum. Ești cu Ronaldo, cu nimeni, Sterling acum! Messi! Messi, ce fază frumoasă, da? Excepțional! Excepțional! Faza asta chiar a fost bună, Sterling nu s-a grăbit. Ronaldo nu vine la Messi. A fost perfect aici, priviți. Și șutul cu stângul din prima intră impecabil, ceea ce e bine. Din păcate, nu vine. Cred că e offside. Nu? Nu e offside, nu e offside. Și punctăm pentru 5 la 2, Frankie De Jong, am crezut că eu să-i toată lumea era cu mâinile pe sus. Toată lumea era cu mâinile pe sus, pe bune. No, dai. Se termină 5 la 2, mergem mai departe, ceea ce e bine pentru noi. Hai să vedem cum ne gestionăm mai departe. Un nou adversar pentru că acela nu juca aici cu Hagi, Griezmann, da, da, da. Aici eu zic că se joacă, are 87 cu 91. Eu zic că se va juca, asta e părerea mea, acum să vedem. Celălalt a ieșit, sper ca el să nu iasă. Stă bine, stă bine, se apără foarte bine. Messi,
Messi la colțul scurt, a mutat portarul, dar am stat foarte bine, am așteptat. Avem 1-0 într-un 19. Bine, băi, Messi, că da. Bine, băi, Leo. Leo Messi în atac aici, atunci mute portarul. Am văzut asta și dau la scurt, nu m-a recus să mai ajungă Loris. E bine. Plecăm bine, avem șansa noastră. Bună, pasă asta. Da, bă, băiatule, da, bă, aicănule. Dalglish, 2-0 într-un 29. Bine, Kenny. Ușor, ușor ne îndreptăm spre finală. Șutul ăsta e bun. Iată ce, fă, cum se învârtea mingea. Ce bine! Au, frate, când se duce pasa asta printre trei jucători, n-ai ce face. Iată pe Hagi. Am luat două goluri până acum de la Hagi. Noi, am luat mingea. Am atins mingea, bă! Am atins mingea, bă! Hai să nu iau golul ăsta. Bine, băi, bine, băi, bine, băi, Ter Stegen. Hai, Ronaldo, dă-o și tu cu capul, tati. Deci nu cred că scate mingea aia de acolo între toți ăia. Oh, ce pasă îi dă lui Giggs de Jong. Și lobul e perfect. Dar cum, bă, frate, scapă cu mingea din toți jucătorii ai mei de acolo și cu pasă scurtă. Ronaldo. Bine, Celso. Ronaldo! Oi, bă, frate, dar nu pot să-l blochez acolo. Nu pot să-l blochez acolo, frate, că știu că se duce mingea acolo, dar jucătorul meu nu se duce. Asta nu înțeleg, frate, de ce? Vezi, și nu mai pot să joc, frate, că nu pleacă jucătorii. Ce căuta Ter Stegen acolo, nu pot să-mi dau seama. Nu mai am nicio șansă. Am enervat și asta. Messi! Hai bă că se poate, bă! Hai bă, ia mingea, hai bă, haide, haide! Am luat și al doilea roșu. Ha. Pentru Ronaldo! Ronaldo! Egalăm cu doi oameni mai puțin! Egalăm cu doi oameni mai puțin, minutul 87! Chiar dacă vom pierde meciul ăsta, nu mai contează, egalăm cu doi oameni mai puțin pe teren, de grație! Ei, păi da, normal! E normal, frate, normal să se încurce între ei acolo, e normal, nu? Uite, bă! Că la nu se pune la minge acolo. Ăla nu dă minge, îl avea prin planul clar, nu mai, nu mai, s-a terminat, eu trebuie să mai fac măcar o schimbare. Ronaldo! Uite, bă, cum ratez, bă, frate, bă! Mitriță. Nu, frate. Nu, frate, că Ronaldo azi n-a mișcat nimic, bă. Deci n-am reușit să dau un gol cu el. Adică unul singur cred că a dat un gol din atâtea șanse, atâtea și atâtea șanse. Păcat că pierd meciul ăsta. Am avut și 2-0. Într-adevăr, două roșii, dar am jucat bine și cu două roșii am jucat bine. Și pe lângă faulturile pe care nu le tea jocul, Jumbo Premium Gold Pack și Premium Gold Pack. Astea sunt premiile. Jumbo Premium Gold Pack. Ia să vedem. Jumbo Premium Gold Pack și Premium Gold Pack. Le deschid pe astea două, că e ok să le deschid. În rest le țin pentru Division Rivals. Atunci să facem un pack. Aolo. Aolo, mamă. Vreau să văd ce dăm din draft. Asta este. Am deschis special untradeable, din păcate, și un premium gold pack. Un jumbo premium gold pack, scuze, ăsta. Hai să vedem, poate cine știe, poate cine știe, avem noroc acum. Băi, e rar. Dar nu. Nu vrea. Ducure de la Watford. Ce m-am enervat la draftul ăsta? Ce m-am enervat? Aia, nu-i nimic, am jucat destul de bine, zic eu. Aia, se întâmplă, că nu vrea să te lase să faci nimic, nu te lasă. N-ai nicio șansă, Ducure. Îl pun acolo, Stoke City, cam atât. Nu, Santinela, nu.
Bun. Da, prieteni, cam mai se va termina episodul. Eu am fost Xbackers, sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați un like, să dați un share și un subscribe. Până data viitoare, toate cele bune. Pa, pa!